Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. Pentru astăzi ne-am propus să discutăm despre starea de lucruri din municipiul Chișinău și despre noianul de probleme care ne confruntăm zilnic, care în cele din urmă au generat necesitatea organizării unui referendum. Despre aceste aspecte vom încerca să discutăm împreună cu Eugenia Ceban, consilier PSRM în CMC. Bună seara și bine ați venit, doamna Ceban. Bună seara și bine ați venit. Și Dinar Cojocar, de asemenea consilier PSRM în CMC. Bine ați venit, domnule Dinar. Bună seara. Doamna Ceban, aș vrea să încep cu dumneavoastră această emisiune prin a ne explica. Deseori concetățenii noștri ne întreabă și pe noi ziariștii, dar probabil și pe dumneavoastră atunci când aveți întâlniri în teritoriu, de ce a fost nevoie ca să fie cheltuite 9 milioane de lei pentru desfășurarea acestui referendum? Ca să explic de ce trebuie să cheltuim aceste 9 milioane de lei, și ca să mă înțeleagă corect, cetățenii municipiului Chișinău, care urmează această duminică, 19 noiembrie, să meargă la referendum și să-și expună opțiunea pentru a-l revoca pe actualul primar general Dorin Chirtoacă din funcția de primar general, vreau să vă zic următoarele. Noi, fracțiunea Partidului Socialiștilor din Consiliul Municipal, în comun cu celelalte fracțiuni, fără fracțiunea Partidului Liberal, am avut o lună în urmă dezbateri în incinta primăriei cu societatea civilă, ceea ce ține de activitatea întreprinderilor municipale pentru gestionarea fondului locativ. Sau, ca să mă înțeleagă mai simplu cetățenii, jecurile, cum se numesc, selurile. Și vă dați dumneavoastră seama că noi, iată, aflăm că acești administratori care au fost numiți pe criterii politice de Partidul Liberal însuși de Dorin Chirtoacă, au strâns de la locuitorii municipiului Chișinău suma de 993 de milioane de lei pentru a le transmite la diferite instituții serviciilor care au fost prestate populației. Astăzi ei se falimentează aceste întreprinderi, banii nu-s. Și iată, 993 de milioane de lei urmează cetățenii municipiului Chișinău din nou să le plătească. Este în ziarul Argumente și Fapte, iată, da, confirmată această sumă de directorul, de șeful Direcției General Locativ Comunale, domnul Gontea, și de toți absolut cei care țin de Direcția Generală Locativ Comunală. Desigur, este un fapt foarte dureros, fiindcă 993 de milioane care au dispărut pe lângă 9 milioane care se vor cheltui, este desigur de necomparat. Altă întrebare, noi în luna septembrie, în cadrul ședinței, Consiliul Municipal, a fost invitat domnul Ieni de la Termoelectrica și domnul Petru Gontea de la Direcția Generală Locativ Comunală, unde mi s-a adus sub semnătura domnului șef a Direcției Locativ Comunale, poftim priviți, că astăzi primăria, are datorii față de Termoelectrica 650 de milioane de lei. Aceste 650 de milioane de lei urmează să fie puși pe seama cetățenilor din municipiul Chișinău. Când l-am întrebat, dar de unde a apărut, de ce această sumă a apărut după arestarea domnului Chirtoacă, mi s-a spus că 100 de milioane sunt răuplatnicii, dar celelalte milioane, diferența de la intrarea în casă și la contor. Oameni buni, ce în vreo câteva luni de când el e arestat, de ce ați ascuns tăcit această sumă? Noi avem Termocom, de acum a falimentat, noi avem, iată, se duce Termoelectrica, fiindcă ei astăzi nu pot face recalcularea la facturi, au deschis serele Infobom, Infosom. Altă problemă, uitați-vă, noi, fracțiunea Partidului Socialiștilor, am înaintat proiectul de decizie privind recalcularea acelor volume suplimentare de apă, să fie achitate, adică să fie recalculate cetățenilor cu venitul până la 3.000 de lei de persoană și le-am zis, furați din buzunarul primăriei, dar nu de la cel săraci. Și de ce vă spun aici? Fiindcă astăzi este demersul făcut la Procuratura Anticorupție, am primit răspuns că va fi inspectată apă, societatea pe acțiune Apă Canal, fiindcă un șef de direcție, Valeriu Bogdan, de la Direcția Juridică a Primăriei, pentru o zi de ședință, primea la Apă Canal 90.000 de lei. Aceeași problemă cu membrii Comisiei de Cenzori. Unii din membrii Comisiei, cei 12 ani, nu se duc de pe scaunul de la Apă Canal. Și
Iată de ce eu consider și colegii mei că duminică trebuie să ieșim la referendum, să ne expunem opțiunea să votăm pentru demiterea lui Chirtoacă, fiindcă mai departe nu pot merge așa lucrurile. Domnule Cojocaru, în campanie electorală, de regulă, se obișnuiesc a face promisiuni, care adesea nu se prea realizează. Când zic lucrul ăsta, fac referire la programul electoral al liberalilor, spre exemplu, din anul 2007, în care se spune, cu permisiunea dumneavoastră să citez, că construirea de locuințe sociale pentru defavorizați și familiei tinere și așa mai departe. Vreau să rămânem în acest aspect. În ultimii ani, ce a întreprins primăria pentru a realiza cel puțin o serie de apartamente, o serie de locuințe pentru tinerii specialiști și persoanele defavorizate. Cer scuze. Deci, cel puțin 2 ani de când sunt consilier municipal, n-am văzut o locuință. Ba mai mult, am văzut invers. Erau acele locuințe care erau în demisol. De exemplu, și noi, primăria, permiteam în aceste apartamente să fie unii angajați a primăriei, de exemplu, măturătorii sau unele profesii care necesită să fie nu departe de serviciul său, deoarece vin dimineața, foarte dimineața la serviciu, activează 3-4 ore, ulterior deja seara, să fie cât de cât comod și totodată de a face atractiv serviciu dat. Și acele au fost privatizate. Nu este un plan de dezvoltare a orașului, de exemplu, urbanistic. După cum vedem, toate construcțiile în ultimii 10 ani de zile sunt făcute intracartier, unde pe un teren de joacă, unul pur și simplu un spațiu verde care aparține curții, dar nici de cum nu este o dezvoltare a orașului în afară. Conform planului urbanistic, la moment se conduc de planul din 2000. Nu este un plan mai nou și pe celălalt este dezvoltarea, de exemplu, în regiunea Buicani și Ciocana. Din păcate, noi acolo casă, noi nu vedem. Noi vedem, iarăși, mă repet, intracartier. De ce? Deoarece acolo sunt rețele de comunicare, nu este necesar de așa o investiție. Și până în final, ne politizăm discursul, dar totuși realitatea, din informația pe care o dețin, din 11 cel mai, spunem așa, dezvoltate companii de construcție din municipiul Chișinău, 7 sunt cu apartenență politică a Partidului Liberal, și anume domnul Dârda. Pur întâmplător, da? Tot întâmplător. Bine, nu e o problemă, noi trebuie să dezvoltăm fără apartenență politică. Poate dumnealui este un bun gestionar, dar din păcate toate construcțiile lui sunt construite cu o gălăgie de la locatari din vecinătate, 1 și 2. Eu nu văd să fie o conlucrare între bine și unul și altul, sunt liberali, între ei de a da niște metri pătrați care să fie niște locuințe sociale. Lucrul ăsta nu se face. Pe când, de fiecare dată, domnul primar general face trimitere către Europa, că ia ca acolo în așa mod se dezvoltă. Păi da, dumneavoastră, 10 ani de zile, câte locuințe ai construite în așa mod? Niciuna. Doamna Ceban, vreau să... Dacă îmi permiți să faceți capitolul colegul meu. Eu vreau să vă spun că pentru asta este și arestat Chirtoacă, fiindcă el nu a dat la oameni simpli care cu deficiențe de văz, sau avem familia Patrașcu, care tatăl din 95 a fost a cincilea la rând și a decedat gradul 1 după Cernobâl și 5 copii astăzi locuiesc la gază. A dat secretarului, a dat la președintele sindicate, care avem răspuns la CNA, că e deschis dosar penal și va fi alipit la dosarul Chirtoacă. Mai mult ca atât, peste 60 de milioane de lei el a dat, cu i-a vrut el prin dispoziția sa, prin ceea ce este astăzi și reținut. Și vă dați seama că fiind Chirtoacă arestat la 26 iunie, semnează, pune semnătura pe demersul agenției de ipotecă a lui Pripa, unde el a ascuns tăcit timp de 3 ani, peste 4 milioane de lei, și după ce au fost trimiși de către noi, de consilieri de Acțiunea Socialiștilor, factori de decizie pentru a verifica dividendele la care primăria la această ipotecă are peste 33%, peste 1000 de acțiuni, astăzi avem lista la 7 apartamente care au apărut la 26 iunie 2017 și Chirtoacă îi scrie lui Grozavu ca să examineze obiectiv pentru specialiștii care vor ei. Dumneavoastră vă dați seama, am trimis material la Procuratura Anticorupție, fiindcă 3 ani de zile am ascuns milioanele astea, ca la urmă, după ce noi am aflat, să iasă la iveală cum au vrut să le ascundă și aceste 7 apartamente. Vă dați seama? Da, domnul Cojocaru, ați dorit să completați aici.
Nu, eu am dorit să completez ceea ce a spus dumneavoastră, platforma electorală a Partidului Liberal. Hai să recunoaștem, platforma din 2007 are un aspect social destul de atrăgător și eu chiar eram să mă mândresc dacă dumnealor îl aduceau în viață această platformă. Vreau să trag atenție la câteva puncte. De exemplu, era crearea condițiilor pentru dezvoltarea mediilor de afaceri în municipiul Chișinău, ca ulterior să apară locuri de muncă, să apară bani în buget. Spuneți-mi, care mediu de afaceri în municipiul Chișinău la moment nou ne aduce profit? Dacă vorbim de străzile centrale și facem o analiză economică, fără politică, fără nimic, cel mai profitabil locuri, noi dacă ne uităm, este o apartenență politică. Unii arendează în încăperile municipiului Chișinău. Și din păcate, bine, lasă-o arendeze, liberali, nu e o problemă. Dar arendați cu un coeficient real de piață. Nu, ei arendează cu un coeficient mic. Noi ajungem la aceea că o întreprindere care are profit anual mare lucrează cu un coeficient minimal de râsul găinilor, să spun așa mai la direct, iar un ONG care arendează într-o încăpere a municipiului Chișinău arendează și are un aspect neprofitabil, are chiar mai mult, aduce unii investiții în țara noastră, hrănește de multe ori persoanele cu care nu își pot permite unele alimente, au coeficient maximal. Sau dacă vorbim despre aspectele sociale, le vom lua. Da. Domnul primar general a promis transport public în Chișinău și suburbii. Bine, noi am atins oricare, să spunem, rezultate la transport public la troleibuze. E foarte bine. Da, este mai scump procurat, este o altă problemă. Însă este cât de cât plus. Dar spuneți-mi, unde este parcul de autobuze, care el trebuie să circule în suburbii, vă spun. El este, spunem așa, intenționat dus în stare de faliment, ca noi să aflăm ulterior că acolo este interes personal al domnului Topală, care este consilier la Partidul Liberal, pentru privatizare și cel mai bune rute sau a lui. Și totodată, dacă ne-am oprit la transport public, ia duceți-vă aminte cum dumnealui spune că va fi etichetarea electronică, va ajuta, va fi mai ușor. Va fi implementat acest proiect. Spuneți-mi, asta a fost în 2007 promisiune. De 2 ani de zile noi propunem pe ordine zi etichetarea electronică. Nu vor să o pui. Da. Aflăm subtilitățile care, simplu, lor nu le este rentabil lucru dat. La moment ei lucrează cu bani cash, troleibuzul, și finanțează acele structuri liberale de care au nevoie. Nu duce nimeni în evidență. De aici și avem pierderile bugetare care ulterior duc și la nemulțumirea cetățenilor. Doamna Ceban, spuneți-mi, vă rog, Chertoacă până la urmă și Partidul Liberal au avut toate pârghiile pentru a întreprinde, pentru că deseori se invocă și motivul ăsta politic, nu am avut personal care să mă susțină și așa mai departe. Știți, este o problemă foarte actuală. Este plânsul lui Dorin Chertoacă, fiindcă funcția de primar general, în această funcție, nu trebuie numai să vorbești aiurea în fața cetățenilor, dar trebuie să fii un administrator bun și trebuie să fii competent aproape în toate domeniile. Și vă spun de ce. Cu venirea lui Chertoacă în funcție de primar general la primărie, el a avut toate pârghile chiar din prima zi, moșul Ghimpu, Mihai Ghimpu, a fost președintele Consiliului Municipal. Era aparatul președintelui Consiliului. A avut toată susținerea, atât în Consiliu, cât și în primărie, fiindcă după ce au fost în 2009 alegerile parlamentare, domnul Ghimpu, cu coaliția de guvernare, pentru nepotul Dorin Chertoacă, nu îi ajungea puterii, a luat în mod de urgență și a schimbat articolul 29 din legea 436, ca Chertoacă să poată elibera toate persoanele competente care activau la acel moment în primărie, în municipiul Chișinău și în subdiviziunile Consiliului Municipal, ca să le poată el să-i pună în așa, fiindcă era scris în articolul 29 că primarul general angajează numai din aparatul primăriei, lui era puțin. Trebuie să elibereze și pe cei din subdiviziunile Consiliului Municipal. Iată, aceste operări de modificări s-au făcut la lege urgent. Mai departe, domnul Mihai Ghimpu, fiind președinte interimar a țării, vă dați seama cu cât
frânză acolo astea, a luat și a anulat, prin lege, a anulat funcția de președinte a Consiliului și aparatul președintelui Consiliului. Și mai departe, noi nu mai putem vorbi de pârghii, fiindcă el permanent a fost Partidul Liberal în alianța de guvernare și practic lui i s-a schimbat și pe ultimele sute de metri, dați-vă seama că la treilea mandat atâta bocite din partea Partidului Liberal, când el a uitat că mai presus a schimbat articolul 29, dar mai presus este legea, mai superioară este legea statutului municipiului Chișinău, care nici n-a studiat-o. Și când acum am venit noi, Partidul Socialiștilor, fracțiunea în Consiliul Municipal, și au văzut că le dăm, că e scris alb pe negru, că este așa cum noi considerăm legea statutului mai presus, în mod de urgență. Gimpul a schimbat, a pus în genunchi condiții la toată alianța și au schimbat statutul municipiului Chișinău, dar iată, vedeți că bumerangul a venit peste dânșii. Nu degeaba tot timpul spune în popor, bețul are două capete. Da. Domnul Cojocaru, fiecare dintre noi zilnic traversăm pe niște străzi care an la rând se repară. Cum este posibil? Pentru că revedem niște chestiuni în același statut, în aceleași obiective pe care și le propuneau liberalii în 2007, repararea drumurilor cu termene de garanție conform standardelor europene. Unde sunt banii, unde sunt standardele europene și până la urmă unde sunt străzile? Dați-mi mai bine să vin cu niște exemple pe care cetățenii pot slipi pe așa să mă numesc. De exemplu, pe anul 2017 au fost alocate 800 de milioane de lei din bugetul municipal pentru reparația drumurilor. Da, noi nu le avem, nu știm unde s-au dus, poate în casa lui Gamrețchi. Bine, da. Fac o glumă. Dați-mi venim concret, exemplu. Strada Alba Iulia, reparată în 2005. În primele spunem două luni, a avut pe câteva segmente deja reparații capitale. Termenul de garanție, dacă nu mă înșel, nu era numai puțin de 20 de ani, de 20 de ani de exploatare. E că nu mergeți acum și vedeți care stare ei. Dar să luăm două exemple între doi gospodari, așa numit. Strada Ismail, de ce eu dau tot timpul ca exemplu, eu fiind student foarte des pe ea circulam și când ea s-a lărgit, când ea s-a reparat, s-a simțit pe loc. Deci este exact aceeași distanță ca și la Alecu Ruso. Deci ei voi veni cu două exemple care pot fi comparate și economic. A fost reparată timp de 6 luni de zile de o întreprindere municipală ex-grupo de în perioada lucrărilor au fost demolate niște case, niște apartamente a unor oameni la care le s-a dat ori teren, ori apartament, fiecare cum a negociat, însă nu asta e principalul. Și noi am cheltuit toată treaba asta, 33 de milioane de bani municipali. Strada Alecu Ruso, stradă făcută cu studiu de fezabilitate. Noi am achitat suplimentar o sumă pentru studiu de fezabilitate. Construită timp de 2 ani și 7 luni, în loc de 8 luni preconizate, construită în loc de 60 de milioane, construită cu 126 de milioane, construită de o întreprindere de peste hotare, cu bani împrumutați în credit. Spuneți-mi, vă rog, dacă nu e deja, primarul este un manager, nu altceva, nu este vector politic, spuneți-mi așa, dacă managerul deja a cheltuit mai mulți bani decât s-a preconizat, deja a intrat în conflict cu primul, cu a doilea, dați-ne calitate. Vă spun care e calitatea. Din 2003 până în 2017, pe strada Ismail, nu-i făcută nicio reparație capitală. Tot sunt curente, plombare, primăvara, toamna. Pe strada Alecu Ruso, noi avem în două segmente deja făcute reparații capitale. Dacă noi deja achităm mai scump decât alții, dați-ne o calitate. Nu este calitate, nu este management. Dacă noi deja am luat bani în credit, dar dați-le de dăm, avem două întreprinderi municipale care sunt prag de faliment, deoarece toate lucrările cele mai costitoare sunt date la companii de peste hotare. Este edilitate, este grupul. Da, nu trebuie să le susținem. Nu se face lucrurile astea. Și nici calitate nu avem. Asta e întrebarea. Achităm mai mult, dați-ne o calitate. Nu se face. Doamna Ceban, ziceam că probleme avem multe, până la urmă cei care ne vizionează poate se întreabă cu ce proiecte, cu ce inițiative, cu ce realizări vin consilierii PSRM atunci când este vorba de capitală și de a mișca lucrurile în direcția cea bună. La acest capitol eu aș vrea să încep de la cele, chiar din la prima ședință când am venit noi în Consiliul Municipal. Da.
Și pe masa tuturor consilierilor erau mai mult de 600 de proiecte de decizii, printre care era un proiect foarte dureros. Cred că Dorin Chirtoacă și cu Partidul Liberal s-au închipuit că noi abia am venit noi și nu ne vom descurca în ceea ce a vrut. Și vă dați seama că era proiectul de decizii de a scoate toate gardurile din cimitirile municipiului Chișinău. Vă dați seama ce înseamnă asta? Sute de tone de metalalom dus la metal feros pentru Partidul Liberal pe gratis. Și noi l-am stopat acest proiect, fiindcă am spus, este ceva sfânt, acei care au instalat aceste garduri, faceți consultații cu dânșii, vor să le scoată sau nu, și astăzi banii lor. Și nu aveți niciun dreptul. Noi am stopat acest proiect. Pe urmă a fost pus în sarcină tuturor consilierilor din fracțiunea Partidului Socialiștilor de a primi în audiență cetățenii săptămânal. Și vă dați seama dumneavoastră că, iată, săptămânal avem lacrimi la audiență, fiindcă veneau pensionari invalizi plângând și spuneau, doamnă Cioban, eu am pensie 600 de lei, 700, dar la doina am înmormântate 7-8 rude, pentru care sunt impusă să plătesc anual câte 120 de lei de întreținerea acestor morminte. Oamenilor, noi știm că curățenia la cimitire facem la Paștele Blăjinilor noi. Și după ce noi am scutit pensionarii, invalizii, persoanele social vulnerabile de această taxă, noi primim răspuns că din pricină că am scutit peste 25.500 de pensionari, serviciile funerare, întreprinderea, combinatul servicii funerare, unde tot Partidul Liberal ține conducerea, sunt în minus cu 3 milioane de lei și pe morți fășeau bani. Vă imaginați una ca asta? Și vreau să vă spun că noi, practic, aspectul nostru a fost mai mult social. Nu ne-a interesat acele loturi de pământ, vânzarea, locațiunea, darea în arendă și alte, privatizare. Pe primul plan a fost când am venit pentru agentul termic. Am mărit de la 2.000 la 3.000 de lei pentru persoană în familie, ca să primească această compensație. Am făcut ca cota parte pentru volumurile de apă să fie achitată din contul primăriei și nu să fie recalculată persoanelor social vulnerabile. Și vă dați seama, iată, acum nu de mult noi, a venit așa problema, am văzut că se închid grădinițele, da? Cât ajută așa? Și fac o întrebare a mea, chiar vreau să rămânem în albia grădiniților și a problemelor legate de acest domeniu. Ați fost marturi toți. Un an în urmă, iată, suntem în luna noiembrie, când a fost intoxicațiile cele alimentare pe la grădiniță. Atâta zarvă s-a făcut la nivel central, în Parlament, peste tot, ca să ajungem la 21 iulie și prin legea 192 s-a aprobat mărirea cu 11% a profesorilor, dar bucătarii de daci, persoana auxiliară din grădiniță nu a fost cuprinsă în această operare de modificări la lege. Mă scuzați că intervin și să ajungem acum în luna noiembrie 2017 și această epopee se repete. Săptămâna aceasta, acum două zile, a fost depistată pe rețele de socializare și mai mulți colegi din media au prezentat mâncare cu vermi, cu tot felul de impurități care erau puse pe masa copiilor. Până la urmă vroiam să vă întreb, acea anchetă legată de alimentația copiilor bate pasul pe loc? Nu există dorință acea politică? Acea anchetă n-a avut nici început, nici sfârșit, fiindcă vreau să vă zic că la acest capitol noi fracțiunea și mulțumim că am găsit numitor comun cu partidul nostru, fracțiunea din Partidul Popular European a Comuniștilor, Partidul Liberal Democrat, unde s-a votat că ne trebuie 26 de voturi să acordăm la aceste grădinițe pentru bucătari de daci 50% și credeți, și aici ne-au bucătat Partidul Liberal. Timp de 10 ani n-au dat niște 10% și Dorin Chirtoacă de acasă le indica să nu votați, să nu susțineți și ei nu ne-au susținut. Ca noi, pe urmă, după ce a fost aprobată la 12 septembrie decizia de a acorda 50%, să aflăm la 20 octombrie că Fleaș, care este la direcția educației, șeful direcției generale, este și din comun, mai mult nu are în învățământ altă persoană, vă dați seama și rușinea Partidului Liberal, împreună cu toți șefii de direcție educație, tineret și sport din sectoare, au baicotat și nu le-au achitat pentru luna septembrie la acești bucătari și de daci și mai departe, motivând că programul n-a lucrat și când am pus pe ordine de zi să-i ascultăm de ce n-au achitat, în două zile au găsit și programul și achitare. Asta datorită să mulțumim direcției finanțe că s-au implicat și cu contabile au lucrat. Mai departe, vreau să vă zic încă la acest capitol.
Eu cred că acest dezastru în grădiniță se va prelungi atâta timp cât în fruntea direcției educației va fi Fleaș, vor fi șefi de direcție care cu un an stagiu de lucru și concursurile făcute pe sub masă de Fleaș, fiindcă au primit notă informativă, să vină la Consiliu, să prezinte, să fie sistat concursuri, să fie adus la cunoștință consilierul municipal. El a ignorat tot și eu mă mir și de atitudinea lui domnul Grozavu și a doamnei Silvia Radu. Cum așa s-a permis ca lunea trecută să fie concursul, ca apoi noi să avem iarăși vermin în terci la copii. Vă dați seama ce înseamnă asta? Domnule Cujocaru, cum e posibil? Poate e o întrebare retorică, dar oricum o adresez. Deci atâta timp cât noi nu vom avea un serviciu de verificare municipal, în cazul nostru, de ce am aflat? Că s-a făcut un serviciu de verificare părintesc, vizual, da. Așa, fără un, spunem, un act de certificare acestui produs. Serviciu. Dar el ne-a dat un rezultat oricare. Până în final noi am aflat o problemă care este în mai multe instituții. Pentru aceasta, părerea mea personală, eu aș trece totuși ca elementare să fie la combinatele municipale. De ce? Ei automat au câteva filtre de verificare acestui produs. Ei sunt disini stătători, procur ei din start, sunt cointeresați să nu procure ceva rău, cu ulterior tot vine vin pe ei. Ei au specialiști din domeniu pe care nu sunt nici într-o grădiniță și nici într-o direcție nu este. Și totodată asta permite ca noi să avem un preț mai mic. De ce? Deoarece noi știm de fiecare dată la un tender care se face acum, prețul este de 2-3 ori mai mare decât pe piață. Deci așa vine toată întrebarea. El dacă dă mai mult, vinde cu mai mult, are de dat mai mult sub masă, respectiv o să dă o marfă mai rea. E problemă și în furnizori? Sunt ferm convins că este problema în furnizor. Că după cum știți, problema care a fost astăzi primăvară, au venit peștele cu diferiți paraziți de la furnizor, nu au venit din grădinițe. Da. Doamna Ciuba, vă rog, completați. Deoarece a intervenit colegul meu, că noi, pentru prima dată în istoria Republicii Moldova, în municipiul Chișinău, de când am venit fracțiunea Partidului Socialiștilor, practic am fost aproape de cele mai defavorizate categorii. Am procurat, am propus și am fost acceptanți aparate auditive pentru persoanele cu surditate, pentru persoanele cu deficiențe de văz, ca să-și poată proteza proteze oculare care se fac în Institutul Oncologic la noi Moldova, să-și procure, au fost deja procurate tonometri sonorizate pentru aceste persoane, termometri sonorizate, știți, dar și aici, uitați, Direcția Sănătății a intervenit și a făcut, în loc să, fiindcă neavând numărul acestor beneficiari pe celelalte asociații medicale din teritoriu, a 3 milioane de lei au făcut economii și pe seama acestor necăjeți. Vă dați seama, pe dânsii niciodată nu i-au interesat, împreună cu Dorin Chirtoacă, necazul celor pensionari și invalizi, a cărui îi așteaptă numai votul lor de la alegeri la alegeri. Mai mult ca atât, aici fracțiunea noastră am venit și pentru mamele care la nașterea a treilea copil, și următorii și la celor din familii social vulnerabile să se acorde ajutor material, atât să știi, să mă audă toate mamele care au născut în a treilea și din familii social vulnerabile, listele să le perfecteze asociațiile medicale teritoriale pentru a primi 2000 de lei ajutor material, e puțin, pentru toți care în anul 2017 s-au născut, dar am găsit și acești bani. Și mai dureros au fost, știți, ați văzut scenariul cu hârtie igienică până au intervenit părinții și eu mă întreb, pentru cine trebuie să așa șef de direcție, dacă în cadrul ședinței se spune că trebuie să avem standarde speciale pentru standarde, cadrul juridic, oamenilor, coborâți-vă pe pământ, fiindcă aici este articol produs igienic și fii bun, tu doar totdeauna speli albiturile la grădinițele astea, acolo la articolul ăsta nu-ți cumpăra dezodoranti scumpe, e hârtie igienică. Dar am mers și aici, le-am dat 2 milioane de lei și vrem să vedem cum vor fi gestionate până la finele anului ca aceste grădinițe să fie aprovizionate, să nu se iei copilul celălalt de dimineață murdar pe în seară să fie hârtie igienică și toate celelalte produse. Și mai dureros a fost că a fost pusă programa optimizării peste aproape 39 de gimnazii și școli, Dobruja, Ghidighici, Brăilă, să fie optimizate și închise în municipiul Chișinău. Acestea au fost toate cu sold negativ, bani pentru dânsii nu s-au dat chiar pentru salarizarea profesorilor și noi am găsit 7.114.000 lei acum în proiectul de decizie de la ședința Consiliului din 3 noiembrie
Și am alocat și acești bani ca școlile să funcționeze mai departe și profesorii să-și primească, să-și poată ridica salariul, să nu suferi mamele, să nu suferi copiii, să gădească în 1 noiembrie unii să duc copiii la care școală. Domnule Cujocaru, vorbim despre dotarea corespunzătoare a instituțiilor de învățământ, medicale și de cultură, proiecte competitive în cadrul programului european de vecinătate. Cum stăm la acest capitol? Sau vorba tradițională, foaia rabdă? Deci, proiectul care era inițial pus, da? El trebuie, să spunem, citit până la capăt. Acolo spune dotarea, nu reparația, dar dotarea. Însă, după cum știm, pentru a dota au mai puțin venit, pentru a repara au mai mult venit și nu poate fi verificat. Făceți o analiză economică și, să spunem așa, de inventar. Câte servicii noi în municipiul Chișinău timp de ultimii 7-10 ani au fost deschise? Eu să vă spun că le numărăm pe deget în câteva instituții mari, Stalul numărul 3 și poate câteva policlinici care CCD-uri sau... Da. Centrul Medicilor de Familie, care și-au permis să-și iei un ultrasonograf nou. Asta la direct vorbesc, dar faceți o analiză câte reparații s-au făcut și în câte instituții. Să vedeți că reparații s-au făcut practic în toate instituțiile. Nicătând la faptul că reparația nu aduce profit, se putea de mers pe o cale mai rațională de a procura utilaj, de a deschide servicii noi. Serviciile aduc finanțare și deja directorul, managerul instituției, din banii care îi face, de sine stătător hotărăște care reparație și unde să o facă. Facem o analiză vizuală cu un șir de scandaluri care sunt acum în mass media, când s-a deschis, s-a făcut reparație în niște instituții, vedem că se iau albiturile în dat după ce s-au dus camerele de filmat. Dar și mai urât, e altceva. Reparația, da, s-a făcut, e frumos, dar e goală sala. De ce? De dacă nu e utilaj. Dacă mergem compartimentului utilajului propriu zis, da, să mai iau un utilaj, dar nu din banii pe care îi alocă Direcția Sănătății, dar din proiectele internaționale care le-au dat gratis. Avem și aici o gafă. Care ea este? Ei nu introduc bani în întreținerea acestui utilaj. Ulterior, noi ne trezim că utilajul neîntreținut se strică timp de un an de zile. Acum dăm să caută bani pentru reparația lui. Managementul la noi este defectuos. Și dacă și discuția de azi este referendum, eu nu vreau să spun că tot este de vină Dorin Chirtoacă, necătând la faptul că chiar dacă ies din casă și nu este măturat, până în final trebuie să răspundă cel care administrează, Dorin Chirtoacă. Dar este echipa lui. Și dacă iarăși fac accentul la echipă, în legătură cu un șir de video care au apărut acum pe mass media cu echipa lui când se distrează el ori în garaj, ori undeva peste hotare, spuneți-ne, nu e problemă că se distrează, noi toți trebuie să ne distrăm și se distrează tineretul. Apare întrebarea, toți acei care din video sunt, nu știu de ce, șef de diferite direcții. Tot nu e problemă că șef de direcții, dar nu știu de ce direcțiile lor tot timpul sunt în faliment. E că aici apare întrebarea. Unii este managementul defectuos pe linii de partid făcut, pe linii de colegi de clasă. Dacă ne axăm la cei ce procuratura deja a dat un șir de avize pozitive cu cifre, drumurile, unde în principiu a fost implicat și Dorin Chirtoacă cu a lui 13% și 13% domnul Gamrețchi pentru proiectul cu parcări. Domnul Gamrețchi are avion propriu, un iaht propriu, niște mașini luxoase, bine, poate le are din alt. Apropo, domnul Gamrețchi, familia lui nu este Gamrețchi, dar este Stoicev. Însă el are un dosar penal în Italia pentru ce a primit deport și a schimbat familia. Aici l-a primit, dar cu sub alt familie, însă știți cum, Beliu își schimb, lupul își schimbă blana, dar n-aravă nici acum. Aici aflăm, spuneți că când am vorbit de apartamente sociale. Apartamente sociale eu n-am văzut în municipiul Chișinău, dar dumnealui își construiește o casă de 1500 de metri pătrați din banii noștri. Calculați cam câte apartamente noi putem din astea 1500 de metri pătrați să facem câte 40 de metri pătrați pentru un tânăr specialist, pentru o casă care este în stare de avariere și acolo trebuie transferați. Noi multe ce putem face, dar din păcate la noi este vizorul mai mult politic pentru actuală, spunem, administrare din primărie și este interesul personal, bănesc. Da. Doamna Ceban, desigur, probabil auziți că Chirtoacă până la urmă a mai făcut câte ceva. Nu este tocmai atât de negru pe cât îl descriem noi.
Cum răspundeți la asemenea întrebări? Părerea mea personală este că e chirtoacă, este negru de cap până picioare. Chirtoacă trebuie să fie judecat în Piața Mare a Adunării Naționale în fața la tot poporul. Și vă zic de ce. Atunci când au făcut lucruri bune, au făcut cascada la Valea Morilor, da? Și când oamenii aceia, de la autocontraz, în cizme până la brâu, au scos etnomolul, chirtoacă i-a aruncat în stradă, fără să le achite salariul, timp de 2 ani s-au judecat, au umblat cu dânșii. Și iată, numai în ultima ședință, dacă ați observat, personal am ridicat întrebarea, ce discutăm noi când oamenii sunt flămânzi? Dați să găsim 5 milioane de lei care le-am luat de la Direcția Arhitectură, unde n-au la investiții capitale, 4 milioane, și 1 milion am luat de la altă direcție și le-am dat oamenilor la autocontrast să li se plătească salariul pe cei 2 ani de zile care au fost aruncați în stradă. Iată, asta e lucru bun al lui Chirtoacă, vă dați seama. Dar știți de ce? Că la autocontrast sunt 7 hectare de pământ care urma un consilier de la Partidul Liberal să le cumpere cu 3.000 de lei. Vreți cu 3.000 de lei? Și eu vreau. Altă întrebare. Foarte bine Chirtoacă a știut unde merge și ce face. Să nu credeți că toate fără de legile s-au făcut fără Chirtoacă. Toate dispozițiile au fost semnate de Chirtoacă și el știe unde merge banul și cum. Haideți să luăm Ștefan cel Mare, bulevardul, și luăm Negruț, da? S-au cheltuit 600 de milioane de lei, vreți? Nu sunt finisate lucrările, da? Și un consultant de la Partidul Liberal al firmei astea, pe zi să audă cetățenii, primea salariu zilnic pe zi peste 1000 de euro și 100 de euro de urni. De unde oamenilor? Lumea mare de foame. Aia este lucrurile care le-au putut face Chirtoacă, dar asta știți, e puțin ceea ce spun eu. Eu cred că și colegul meu vă spune și eu. Grădiniță distrusă, luați grădinița 166, grădinița de la Liviu Deleanu, stă acolo de acum groapă pentru construcții. Uitați-vă dumneavoastră câtă zarvă s-a făcut, că acolo s-a dat concepția pentru metropolie. Păi nerușinaților, orice local cult trebuie să fie sfânt pentru noi. Dar benzinăriile care le-ați construit, luați de la Calea Orheilor până la cerc acolo, ia? Sunt 11 benzinării pe fiecare 10 metri. Dar la circ ați distrus tot parcul verde, zona verde, la intrare benzinăriei, la ieșire acolo la Poșta Veche. De ce vă zic? Nu s-a făcut nimic fără de Chirtoacă. Toate autorizațiile, când cenealul are stat, să știți dumneavoastră, că biroul lui era plin și sunt video când el a scos toate deciziile, nicătând că răspundea domnul Grozavă, trebuie să treacă să le contrasemneze el și avea concret suma de la persoană fizică, de la agent economic. Mai avea un domn în biroul 48 care nici nu era angajat și fără cetățenia Republicii Moldova și în parcul central, dumneavoastră, eu am dispoziție și am toate, da. Toate buticile ce le-au fost prin dispoziția lui Chirtoacă date cu afibarele cele tătelor Lucian Chirtoacă și alți afiliați al lui Chirtoacă. Așa că el nu numai ca asta, el a distrus absolut în jur totul. Știți, nu are sfânt nimic. Mergeți la Colonița, oameni buni. Primărița din Colonița, el fiind 10 ani primar, nu are grădiniță nici pentru copiii sătenilor, rudilor lui. Se judecă până astăzi nepoții și ghimpul cu primărița din Colonița, că au vrut să iei grădiniță și atâta am fost nevoit noi, 26 de consilieri, a noștri, 19 și ceilalți care din Partidul Popular European, să alocăm 6 milioane de lei, că în sfârșit Colonița să aibă până la anul nou grădinița sa. Și asta e peste tot, duceți și vedeți, totul e privatizat, totul e dat, spațiile verzi toate tăiete, toate distruse. Spuneți, în ce mai rămas în Chișinău să mai fac o groapă, Chirtoacă, care el poate o pregătitul la Liviu Deleanu, să îngroape pensionare și invalizii, și să scăpe de dânșii, fiindcă el niciodată nu s-a gândit la acești oameni. Domnule, vine numai voturile, trebuie să. Haideți să discutăm un pic despre comunele și satele din municipiu. Până la urmă se intenționa, cel puțin la nivel de afirmație, să se creeze locuri de muncă, să fie iluminat stradal, să fie create drumuri, apeducte, gazoducte și așa mai departe. Deci, eu vreau puțin să generalizez întrebarea. Dați să începem întâi de la oraș, că totuși noi locuim în oraș, mai tare ne afectează. Hai să luăm platforma electorală din 2007, unde dumnealui propune achitarea serviciilor comunale, achitarea apei, strict după datele de contor.
2007, da, dumnealui promite lucrurile astea. Și darea unui ajutor financiar pentru persoanele care, din punct de vedere financiar, nu pot achita. Noi avem o lege făcută de către Partidul Liberal care impune toate pierderile din rețea să le achite oamenii. În facturi să fie inclus. Să fie inclus în facturi. Bine, ați inclus-o, deja ați făcut-o. Atunci apare altă întrebare. Conform legii, pierderile din rețea trebuie să fie egal redistribuite între toți cetățenii. De ce atunci se primește cu unul achit 16 cuburi suplimentar, iar altul niciunul? Vedeți, și aici deja au găsit cum să-și protejeze persoanele cu apartenență politică. Referitor la suburbii. Da. S-au dat un șir de promisiuni, domnul Chirtoacă a dat pentru ei, dar pentru cetățeni, că ei se știbă. Lucrările din suburbii se fac din contul banilor autorității publice locale. Chișinău poate să vie cu un suport oricare. Asta e transportul public, el vine, aparține Chișinău. De exemplu, Vatra n-a avut, până nu ne-am inclus noi în grupul de lucru, Vatra n-a avut transport public din municipiu. Avem așa tipuri de, așa cazuri anume cu transport public, practic în fiecare suburbie. Deci, intenționat, cum am mai spus, se falimentează parcul de autobuze. Deoarece acolo cineva are interes să-și pui o rută privată. Dar să vorbim despre canalizare și apeduct, grădiniță, obiecte sociale. Da. În 2017, Consiliul Municipal, sub, spunem, la propunere Partidului Socialiștilor, a dat cele mai mari finanțe din istoria municipiului Chișinău pentru suburbii. Ce vă pare? Și aici s-a găsit o mică subtilitate. Dumnealui nu a transferat. Bugetul a fost aprobat, din păcate, în luna iunie. Cum nicătând se obișnuia. Da, nicătând la faptul că noi cerem și acum îl cerem din luna august bugetul. E că nu îl cerem, nu se dă. De ce? De tot primarul lucrează cu bugetul provizor și cheltuie bani cum vrea el. Ulterior, noi am dat banii ăștia. Oamenii nu dovedesc să le valorifice. De ce? Deci ce termeni, sunt niște termeni legislativi când se treacă tendru, 45 de zile plus 10. Eu vreau să-l văd cum domnul Dorin Chirtoacă acum o să îndreptățească față de cetățenii din suburbii. Când el i-a mințit, când el i-a furat. Și n-a furat anume, să spunem, un ban din, hai să spunem, dintr-o afacere. A furat bani din grădiniță, din școală, din drumul cetățenilor. Da. Doamna Ceban, rămân în albia celor afirmate de domnul Cujocar, mai avem 2 minute aproximativ la dispoziție. Cum putem noi scăpa până la urmă de corupția din primărie? Eu aș vrea să încep cu adresarea în fața cetățenilor, ca la 19 noiembrie, în această duminică, să ieșim toți la referendum, să votăm pentru demiterea lui Dorin Chirtoacă, fiindcă corupția din primărie așa e din rădăcinată și nu va fi strivită niciodată. Și vă asigur că, reieșind din cele ce se întâmplă astăzi, Dorin Chirtoacă niciodată nu se mai întoarce în primărie. Fiți siguri. Să nu credeți că stau numai parcările, milioanele de lei furate, miliardele furate, constatate de Curtea de Conturi. Și eu vreau să vă spun că pe această cale greșită, chiar numirea legală sau ilegală a doamnei Silvia Radu, duce și mai departe la păstrarea corupției în primărie. Fiindcă dumneai a început-o de la NAMOL, de la Exdrupă, dar n-a început-o de la instituțiile care iată vine iarna și n-a început, uitați-vă, semnează dispoziții da, la 14 noiembrie doamna Silvia Radu, unde îi pune domnul Mihai Moldovanu macaroane pe urechi. Noi am fost cu colegul la spitalul numărul 4 și dumneavoastră vă imaginați că eu în palton, în sala de conferință, că o zis că e sala de conferință, dar eu când am intrat într-un graj de adevărat, nu se încălzește deloc, antisanitarii, un miros de șobolan, de șoareci morți, ne-au dus pe urmă în secția de internare și doamna Silvia Radu îi semnează și scoate de la spitalul numărul 4 69.000 de lei, fiindcă directorul de acolo a fost impus de Moldovanul, Moldovanul îi trebuie să achite acum ea. Știți ce sistem au ei? Ei au încă așa sistem, încă dumneavoastră nu a intrat într-aceasta, fiindcă așa făceau cu Chirtoacă. Mulți instituții medicale, agenții economici mai donează și pe lucrările efectuate deja,
fac achiziții și atâi spălare de bani. Dumneavoastră vă imaginați așa? Peste 1 milion de lei semnează 14 noiembrie, după ce noi am refuzat absolut și direcția finanță, doamna Văzdăuțan, da, l-a trimis la Consiliu și el nu a venit la Consiliu, fiindcă a știut că nu o să treacă aceste chestii. Dar iată s-a dus la doamna Silvia. Noi l-am semnat, uitați ce se face la direcția educație, unde a fost acum numit în 2 zile în urmă, Solonițchi aceasta, cu vermii ăștia acum în Terci. Noi am redicționat la toate grădinițele așa cum au fost. Și doamna Silvia scoate de la grădiniți. Uitați-vă, de la ce mai avem mai sfânt? De la copii, doamna Radu, e? Că așa i-a dictat, așa i-a dus informația doamna Solonițchi. Băi, dar ești la fața locului. Deci, estimați alegători, eu vă rog, ieșiți la referendum, votăm pentru demiterea lui Chirtoacă și ducerea Partidului Liberal. Punem crușii și atunci veți avea o viață mai nouă, să deschidă oportunități pentru toate partidele, da, și acei care boicotează, printre altele. Domnule Cujocaru, în jumătate de minut mesajul dumneavoastră de final, pentru că timpul ne presează, vă rog. Deci, făcând o analiză asupra tuturor exemplelor care vă le-am dat, și credeți-mă, asta este o mică parte din ceea ce noi putem să vă redăm. Dumneavoastră puteți să ne dați mult mai mult la o conlucrare. Da. Vreau să atrag atenția că de fiecare dată Partidul Liberal și anume Dorin Chirtoacă, sub un pretext nobil, cum este Valea Morilor, de exemplu, cascada de la Valea Morilor, strada Alecu Rusu, Ștefan cel Mare, reparația unei instituții, de fiecare dată găsim o subtilitate meschină prin care dumnealui dilapidează bugetul municipiului Chișinău. Dar deci noi și avem ulterior alte pierderi. Noi banii aceștia îi putem da pentru îmbunătățirea unor servicii medicale, pentru ridicarea salariului, pentru, de exemplu, în aceleași instituții de învățământ. Deci, domnilor, dacă vrem să facem o regulă în oraș, eu vă îndemn pe data de 19 noiembrie să ieșiți la referendum. Chiar și pentru persoanele care îl susțin pe domnul Dorin Chirtoacă, ieșiți, susțineți-l, manifestați-vă. Nu dați și nu faceți indiferență. Domnilor, invitați, cu părere de rău, timpul s-a scurs mult prea repede. Eu vă aștept și cu alte ocazii în studioul Reflector Analitic. Stimați telespectatori, vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună!